În urmă cu câteva seri, la postul nostru de televiziune, făceam o dezvăluire de proporții. Dezvăluirea aparținea Anei Maria Roman, care prezenta în această emisiune documente cu privire la un dosar ce îi fusese deschis lui George Maior în urma unui denunț al lui Tiberiu Urdăreanu. George Maior, în calitate de director al Serviciului Român de Informații, ar fi primit suma de 500.000 de euro. Bani care, foarte posibil, să fi fost folosiți în campanie electorală. Ei bine, la momentul respectiv, informațiile prezentate de Ana Roman erau referitoare la faptul că dosarul și denunțul lui Urdăreanu au dispărut pur și simplu. Aici vine breaking news-ul și îi rog pe colegii mei să-mi comunice dacă avem legătura cu Ana Maria Roman. Bună seara, Ana! Bună seara, Mihai! Care e știrea? Informația este că Direcția Națională Anticorupție solicită redeschiderea dosarului lui George Maior la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pe rolul Curții Supreme a fost înregistrată o cerere din partea DNA, în care apar următorii: Tiberiu Urdăreanu, Gabriel Oprea, dar și Nicolae Dumitru, fiind omul de afaceri Niro. Este vorba despre dosarul care s-a deschis la denunțul lui Tiberiu Urdăreanu împotriva fostului șef al SRI, la acea dată director al SRI, George Maior. Denunțul a fost depus în 2015. Motivul pentru care s-ar solicita redeschiderea acestui dosar este că procurorii trebuie să se pronunțe și cu privire la aspecte pe care nu le-au analizat în ancheta penală, și anume cu privire la George Maior. Pentru că după depunerea acestui denunț, procurorii nu au înregistrat denunțul, ci s-au sesizat din oficiu în urma denunțului, au creat un artificiu astfel încât să nu fie nevoit să treacă pe George Maior în sistem. Și astfel a trecut pe Gabriel Oprea. Primul procuror de caz a fost Claudia Roșu, care a făcut cercetări, l-a audiat pe Nicolae Dumitru, pe Tiberiu Urdăreanu, de asemenea Gabriel Oprea a fost trecut pe lista martorilor și s-au administrat probe. În 2017, la plecarea Claudiei Roșu din Direcția Națională Anticorupție, dosarul a ajuns la un procuror Budăi, care l-a rechemat pe Tiberiu Urdăreanu și l-a audiat în calitate de denunțător. Atunci și Tiberiu Urdăreanu a vorbit în anumite cercuri despre acest denunț și mari jurnaliști au aflat că ar putea exista un dosar privindu-l pe George Maior. Ce au făcut cei din DNA? Au luat denunțul din acest dosar și l-au trimis la Departamentul Martorilor sub acoperire. Sunt informații pe surse. Și restul dosarului cu Gabriel Oprea l-au clasat. Denunțul a fost uitat la Direcția Martorilor sub acoperire, neexistând vreo soluție pe acesta. Acum că informația a ajuns în spațiul public, este nevoit, evident, să închidă sau să continue cercetarea și pe această parte de dosar. Gabriel Oprea nu avea cum să fie separat de George Maior, deoarece telespectatorilor le spun, care n-au auzit povestea luni, Tiberiu Urdăreanu a denunțat faptul că în 2014 i-a dat lui Gabriel Oprea în sediu SRI Băneasa, la solicitarea lui George Maior, 500.000 de euro pentru finanțarea UNPR și pentru a primi protecție din partea SRI, la această discuție participând și Nicolae Dumitru.